Mergem mai departe să vedem pentru nativii gemeni. Ei se pregătesc să fie gazdele micului benefic. Acum însă aspecte foarte dinamice pentru ei, Silvan. În primul rând, gemenii beneficiază de intrarea lui Venus în semnul lor, lucru care îi face într-adevăr mult mai dinamici. Venus le dă o blândețe, o dulceață a comunicării, nu că n-ar avea-o, că ei sunt specialiști în așa ceva, însă îi ajută, le dă mult, mai mult dinamism și capacitatea de a interacționa cu foarte multă lume, de a face o imagine bună în lume, mai ales pentru faptul că și Mercur, guvernatorul semnului lor, este în casa a 11-a, o casă socială, o casă a prietenilor, a amicilor, a mentorilor, a mediului în care ei interacționează, iată, cu mult succes datorită lui Venus în semn. Sigur că aceste planete serioase și care indică sau care cer responsabilitate, schimbare și transformare, sunt pe o casă financiară din punctul de vedere al gemenilor și atunci atenția lor ar trebui să fie îndreptată nu numai săptămâna viitoare, ci și mult timp de aici încolo, pe resurse comune, susținerea pe care le pot acorda terții, atât din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere energetic. Mă refer nu numai la o susținere concretă financiară a proiectele lor, cât și la un acord, la un soi de aprobare, chiar la sfaturile pe care le pot primi de la persoane binevoitoare. Sigur, iată, e foarte interesant că în cazul gemenilor, Pluton, care este guvernatorul tradițional al casei a 8-a, este chiar în casa a 8-a Exact. a De gemenilor, mult având timp, mult da. mai multă forță, de mult timp, cum spuneam, din 2008. Acum intră în retrogradare și face o mică Da. revizie pe curăță puțin, este o zonă a fricilor, în primul rând. E o zonă Și a a lucrurilor din tenebrelor, da. subconștient Exact. care nu ne lasă să înaintăm. După părerea mea, atât Pluton cât și casa a 8-a, chiar povesteam cuiva zilele trecute, această zonă este o zonă a supereroilor, pentru că aici poți deveni supereroul vieții tale, transformându-ți defectele în calități, renunțând la lucrurile care te trag înapoi. Sau făcând Important ceea este ce să le credeai că nu poți să faci identifici. niciodată. Spre exemplu, gemenii de ceva timp, de când se Da? află acest Pluton în casa a 8-a și acum de câteva luni și Saturn și Marte, tot așa de puțin timp, practic descoperă, pentru că este și o casă a banilor, a unor investiții, a riscului financiar, a flerului financiar, o casă, practic este cea mai puternică casă din punct de vedere financiar. Practic, pentru gemeni, acum putem spune că ei află zona în care sunt cei mai talentați în a face bani, acolo unde cu adevărat pot să fie productivi. Poate până acum s-au amăgit, poate până acum au crezut că pot fi prolifici financiar într-un domeniu și acum descoperă că de fapt pot câștiga mult mai mult din cu totul altă zonă. Deci iată cât de interesant, într-adevăr, toate lucrurile acestea chiar vin cu o alchimie foarte puternică Da. pentru gemeni, de cei cu adevărat se redescoperă în acest domeniu. S-ar putea la început să fie ușor supărați, poate ușor nervoși, pentru că nu și-au închipuit că, spre exemplu, ei au sperat, să spunem, un geam în care ar fi profesor, dăm un exemplu la întâmplare, dar el a crezut că va face bani din pedagogie. Și, de fapt, după prezența acestui Pluton în casa banilor, descoperă că, de fapt, vocația lui este să fie, nu știu, cu totul și cu totul altceva. Și, sigur, această transformare nu este ușor de acceptat, pentru că gemenii își dau seama că, într-un fel, au gândit această poveste a Au câștigului investit financiar, au energie într-un investit, anume sigur, domeniu. da? Și acum descoperă că, de fapt, destinul le sugerează încet, încet, pentru că Pluton știm că se mișcă destul de încet, el nu-ți revelează peste noapte ceva ce ai de făcut, încet, încet își dau seama că, de fapt, acolo unde ei au crezut că pot câștiga, de fapt, nu este acolo domeniul unde cu adevărat sunt încurajat să câștigi. De fapt, ei sunt și foarte bine aspectați pe atragerea de fonduri pentru susținerea unor proiecte profesionale sau a activităților. Iată, există acest sextil foarte frumos între Marte și Pluton și Jupiter și activitatea lor este susținută tocmai prin atragerea de fonduri ale terților, împrumuturi. Sigur, există aici și o mică atenționare, tocmai datorită
cuadraturii cu Mercur, e bine și ei să își respecte obligațiile. Știm că această casa a opta este o casă nu numai a veniturilor de la terți, dar este și o casă a obligațiilor față de terți. La fel pentru gemeni este multă efervescență, nu numai din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere al alchimiei interioare, așa cum spuneai tu, tocmai datorită lui Marte, a lui Pluton, a lui Saturn, care le aduce chestiuni serioase de discutat, dar și din punct de vedere al intimității parteneriale, al drepturilor și obligațiilor parteneriale. Fie că este vorba de afaceri, drepturile și obligațiile pe care le au cu partenerii de afaceri, fie că este vorba de viața personală. Poate că iau mult mai în serios anumite proiecte pe care le au cu anumite persoane și investesc mult mai mult în această perioadă în acțiunile comune, inclusiv organizarea vieților de zi cu zi. Iată, avem câteva planete retrograde, inclusiv Jupiter este retrograd pe zona aceasta de program, de activitate zilnică, cotidian, de obligații, de muncă, de îndatoriri zilnice, și atunci ei revizuie din mers pe toată această perioadă în funcție și de cerințele pe care le au partenerii vis-a-vis de ei, de timpul lor, de banii lor, de programul lor, își revizuie programul zilnic din mers. Nu uităm totuși că mi se pare aspectul cel mai important al săptămânii această, intrarea a lui Venus în semnul lor. Așa este, și am care și le aduce optimism. Înseamnă. Capacitatea de a trece văzând jumătatea plină a paharului peste toate aceste transformări și provocări. Vor face și investiții puțin mai semnificative, în funcție, sigur că da, de nivelul financiar pe care îl are fiecare. Mergem mai departe pentru